Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Descifrăm în această seară semnele de pe corpul nostru, împreună cu Suada Agachi, specialist în fizionomie. Bună seara și bine ai revenit la noi, Suada! Bună seara, bine te-am regăsit! Iată că avem foarte multe semne pe corp, alunițe, cicatrici, semne din naștere. Ce sunt, de fapt, acestea? Ce simbolizează? Presupun că au un simbol. Da, deseori cu oamenii cu care mă întâlnesc și când ajungem să discutăm despre analiza chipului, foarte mulți oameni au observat că vor mai mult să afle despre riduri, despre alunițele de pe față, ce simbolistică au ele, cum influențează în general viața omului și pe lângă aceste întrebări am găsit și eu foarte multe informații, plus studiul pe care l-am în mod continuu în acest domeniu, că e niciodată cu sfârșit. Am ales să vorbesc în această emisiune despre aceste semne de pe chipul nostru, de pe corpul nostru, deși este o discuție atât de amplă, nu știu cât de mult timp o să ne rămână să acoperim și partea de jos a corpului, dar am ales să discut despre semnele care le găsim pe față. Semne înseamnă cicatrici, alunițe și chiar riduri de pe față și pete care apar fie din naștere, fie cu timpul. Știm cu toții că există și partea medicală care în mod evident intervine în aceste semne de pe față. Ele odată dobândite, fie printr-un accident, dacă vorbim despre cicatrici, fie prin organismul nostru genetic se moștenesc acele alunițe care apar pe corp și pe față, fie de la soare, de la mediu. Pe lângă aceste semnificații medicale, fiindcă nu sunt medic, n-am să mă acces foarte mult pe acea latură să explic cum apar și din ce cauză și cum putem evita, ci din punct de vedere al specialistului în fizionomie am să descriu care este simbolistica lor și ce înseamnă ele pe fața noastră și cum ne influențează în general viața. Că de multe ori nu le acordăm o importanță acestor semne, deși din antichitate se spune că dacă ai un semn, înseamnă totuși ceva, e un semn norocos, un semn care îți poartă ghinion. Da, ca să facem așa două tipuri de descrieri. Odată, fiecare aluniță, ca să mă opresc întâi la aluniță, fie că sunt la același nivel cu pielea, adică nu sunt ieșite în afara pielii, fie că se află la același nivel, fie că sunt ieșite, indiferent de culoarea lor, alunițele amplasate pe față amplifică descrierea acelei trăsături faciale. Adică trăsătura în sine are o descriere. De exemplu, pomeții proeminenți pe chipul unui om reprezintă ambiții, cruzime sau mândrie, vanitate. Cu cât sunt mai proeminenți pomeții pe chipul unui om în raport cu propriul său chip, da? Atunci aceasta este semnificația acelei trăsături faciale. Cu cât pomeții sunt mai rotunzi, cu atât mai multă ambiție și așa mai departe. Cu cât sunt mai osoși, cu atât mai multă cruzime, răceală, detașare. O aluniță care se regăsește poziționată pe acea trăsătură, de exemplu pomeții, amplifică descrierea acelei trăsături, adică îl face pe acel om și mai vanitos, și mai mândru, de exemplu, cum are actorul acela, îmi scap acum, nu cred că Al Pacino, mai e încă un Robert De Niro, așa, are și el o aluniță aici, da? Și știm cu toții cum este, în general, un ușor mafiot, ca să nu-l numesc mai altfel, mândru, puternic și așa mai departe, acea aluniță amplifică descrierea trăsăturii faciale. De ce? Pentru că ochiul omului care îl privește pe acel om cu alunița, îi fuge exact acolo unde e aluniță. De exemplu, eu mă uit pe chipul tău și dacă ai avea o aluniță aici, imediat m-aș uita acolo. Tu știi și simți deja că mă uit acolo, iar în interiorul tău, din punct de vedere psihologic, cumva se amplifică și mai tare cumva vanitatea aceea că știi că ai un semn aici sau, de exemplu, lângă buze, dacă apare o aluniță, amplifică descrierea acelei trăsături. Ca de exemplu, buzele reprezintă semnul plăcerii, al senzualității, al sexualității. O aluniță care se regăsește lângă buză, undeva în jur aici, deasupra buzei, amplifică descrierea. Adică acei oameni sunt și mai pofticioși, sunt gurmanți, senzuali, au un sex appeal, ca să-l numesc așa, știm și de la Marilyn Monroe, plus mulți alți oameni care i-am văzut și la televizor, amplifică senzualitatea, sexualitatea, carisma acelui om și au și pofte, fie culinare, fie, eu știu, materialiști, poate să fie, nu neapărat într-un sens rău să-l numesc materialist, deci vor să aibă un confort. Poate să ascundă o aluniță simplă. Câte lucruri ascunde. Da, ascunde foarte multe lucruri. Asta așa pe scurt. Așa, și mai este a doua categorie în care
Analizăm alunițele, că dacă tot am deschis subiectul cu alunițe, ele îți arată cumva un blocaj sau o alarmă, cumva, în viața ta legat de destinul tău. Alunițele arată că acolo va trebui tu ceva să ai grijă în viața ta, fie că le regăsești pe corp, fie pe chip. Adică, în decursul vieții tale, în momentul când întâlnești aluniță pe chip, fiindcă viața este descrisă pe față, începe viața de la 1 la 7 ani în zona urechilor, 8-14 ani, apoi 15 până la 75 de ani, există o hartă a anilor care se așează pe chip ca să interpretezi chipul acelui om în funcție de ce fel de evenimente se pot desfășura, mai mult din punct de vedere medical în general. Dar există și partea aceasta a personalității. Ei, și aluniță unde se poziționează? Acolo apare un semnal de alarmă în jurul acelei vârste. Dacă cunoști harta acelui chip cu vârstele și găsești o aluniță poziționată într-un mod anume, poți să identifici cam ce fel de semnale de alarmă, ca să le numesc așa, vei întâmpina în acel moment al vieții tale. Și în tradiția chinezească, cel puțin acolo, și dacă nu și în celelalte scrieri, nicio aluniță de pe față nu este benefică. Absolut nicio aluniță de pe față nu îi aduce unui om un plus în viața sa. Și am făcut foarte multe studii de caz și nu vorbesc neapărat din cărți. Am întâlnit cursanți zilnic, oameni, consultații am și niciodată n-am găsit o aluniță pe față unui om care să-l fie ajutat. Și am făcut și teste, să zicem așa, în sensul în care întâi am pus întrebări: ai avut vreun eveniment pe partea medicală acolo și acolo în jurul vârstei? Da, de unde știi? Și apoi am spus de ce, ca să nu influențez viceversa. Cel puțin care se regăsesc aici, peridurile de expresie din jurul gurii nu sunt deloc favorabile. Undeva aici sau aici, pe lângă, mai ales dacă sunt dintre acelea foarte mari care ies în afară, spune despre acel om că va trebui să aibă grijă de colon, de sănătatea sa, mai ales în jurul vârstei de 50 de ani, în zona aceasta de aici, trebuie neapărat să aibă grijă ce îngurgitează, ce bagă în gură, fie de la substanțe, lichide, mâncăruri, modul său de viață, confortul, devin cumva supraponderal cei care au zona asta de aici sau au probleme cu intestinele. Asta este doar să ne operăm, eu știu, să ne scoatem alunițele dacă ne apar, poate așa nu mai apare nici boala. Aici este, dacă vrei, cumva un subiect tabu, ca să-l numesc așa, mulți oameni nu vor fi de acord, dar cel puțin dermatologii, pe toți pe care ai întrebat și sunt profesioniști, ei toți recomandă să avem grijă să scoatem acele alunițe care sunt, în primul rând, eu știu, suspecte, da? Adică bate soarele pe chip, te poți agăța, dacă ești bărbat, te bărbierești, poți să o rupi și așa mai departe. Ele prezintă un fel de pericol la sănătatea omului în momentul când nu știi cum să le gestionezi pe fața ta. Femeile se machiază, pun pudră pe ele. Ei recomandă oricum să fie scoase. Un dermatolog sau un chirurg estetician recomandă să fie scoase, dar nu neapărat că nu sunt estetice, da? Tocmai din punct de vedere medical recomandă, fie că sunt pe corp, dar din punct de vedere al fizionomiei și al destinului, ca să-l numesc așa, această latură mai ezoterică a fizionomiei, niciun mare cititor tradițional chinez care a analizat alunițele nu le-a considerat benefice în destinul unui om. Întotdeauna acea aluniță poziționată pe față, undeva în jurul vârstei care are o corespondență cu acea zonă unde ea se află alunița, omul a trecut prin anumite evenimente. Învățătura e în felul următor. Dacă o scoți, da, nu înseamnă că ceva din mintea ta sau un neuron își modifică, să zicem, și ți-ai schimba viața, ci alunița aceea îți arată că tu va trebui să ai grijă poate de ceea ce bagi în gură când mănânci, poate de vanitatea ta, de mândria ta, poate de ceea ce tu gândești și planifici în general, în funcție de unde e poziționată, ca un fel de semnal de alarmă, ai grijă în viața ta de lucrul acesta, pentru că dacă tu vei continua așa, te vei lovi exact în jurul acelei vârste de un eveniment care îți va veni cumva ca răsplata, ceea ce tu n-ai știut să ții cont, să-ți citești propriul tău chip. Dar dacă le scoți, am observat că oamenii care și-au scos alunițele de pe față, că și acolo am făcut un fel de, să zicem, test, așa, întrebându-i și văzând fotografii cu ei înainte și după, viața lor a devenit mai lină, precum chipul lor fără alunițe, în modul, în prezentul de față, după ce și le-au scos, cumva au dobândit o fluiditate în evenimentele din viața lor, adică au depășit niște blocaje, lucrurile s-au întâmplat mai ușor. Am observat că oamenii care au alunițe în jurul gâtului, aici, la baza gâtului, au așa cumva, se blochează când trebuie să se exprime, au așa cumva o voce mai cristalină, nu știu cum să spună
pună cuvintele în aplicare, cumva nu știu cum să vorbească cât să se simte eficienți și înțeleși. Odată ce și-au scos din zona gâtului acelea lunițe, parcă omul a căpătat mai multă încredere. Din punct de vedere psihologic, oricum funcționează, că știm cu toții când ne îmbrăcăm într-o haină mai elegantă sau ne punem un papion sau o cravată, ne simțim deja într-un fel și iese o altă latură din noi, mult mai încrezătoare. Dar anumite când îți faci o operație de genul acesta numită estetică și scoți acelea lunițe, tu capeți încredere că te poți, să zicem, scârpina în jurul gâtului, poți să când te bărbierești mai ușor și capeți cumva așa mai multă încredere și probabil că acesta este mecanismul prin care omul își declanșează o latură din acea personalitate în care devine mult mai încrezător în sine, știind că nu mai are acele alunițe de pe față. Și da, recomand, din punct de vedere al fizionomiei, dacă nu al unui dermatolog, fiindcă nu sunt medic, ele să fie scoase de pe față, pentru că nu știu încă, la nivel așa subtil, divin, cum vreți voi, ele funcționează foarte mult în viața acelui om și în sensul că îi merg lucrurile diferit. Și mai ales cele care sunt viața, aici, practic. De exemplu, fostul președinte al Americii care a fost asasinat a avut alunițe pe falling line, așa se numesc aici, aceste riduri de expresie, chiar în jurul vârstei de 50 și ceva de ani, unde se afla și alunița. Și sunt foarte multe dovezi, să zicem așa, pe internet, cei care studiază fizionomia, acolo unde au fost alunițe foarte ciudat amplasate, acolo s-a întâmplat și un eveniment în viața lor. Ce interesant. Contează forma alunițelor? Contează culoarea alunițelor? Înseamnă altceva, eu știu? În general, da, sănătatea? Da, cele care sunt în general roșii se bazează mai mult pe partea de anxietate a omului. E mult mai anxios, mult mai temător, planificator al viitorului, ca să spunem așa. Și deseori ne ies acele alunițe roșii, repet, mai ales din punct de vedere genetic și pe lângă stilul de viață și din cauza unui stres interior al organismului și mai ales în zonele acelea unde există foarte multă umiditate, de exemplu pe corp, poate să apară mai multe alunițe roșii, exact unde există zona mai umedă, da, unde sunt zone mai uscate, tind să iasă alunițe mai închise la culoare. Dar ca și simbolistică, în citirea chipului, cele negre, care sunt la același nivel al pielii, perfect rotunde, da? Și nu au așa o plapumă cumva împrăștiată a lunii, adică nu este risipitoare, este perfect rotunjită, se zice că este mult mai favorabilă decât cea care nu arată bine. Da? Dar și din punct de vedere medical se spune la fel, că cea care nu arată bine, nu e perfect rotundă, este o aluniță cu risc. Adică riscă la un moment dat ca ea să devină cumva, da, să atenteze la sănătatea omului. Cu cât ele sunt mai perfect rotunde și nu sunt ieșite în afara pielii și sunt la același nivel, ele ar trebui să le fie lăsate acolo, adică nu există un risc. Da, nu există un risc. Dar legat pe chip, dacă ele sunt și se află pe față, dacă el ies în evidență, este bine ca omul acela să aibă grijă, să meargă la un dermatolog, în primul rând să analizeze toată situația, dacă se poate sau nu, și dacă decide, decizia cea mai favorabilă ar fi să și le scoată. Va vedea că viața ei va fi cu totul și cu totul altfel. Și nu o spun eu neapărat, din foarte multe studii pe care am analizat, plus alții care au scris cărți foarte vechi de 2-3 mii de ani legate de alunițe, am observat că există foarte mult adevăr în ele, oricât de minuscule ar părea și ciudate, și sunt foarte mulți oameni sceptici care se gândesc, domnule, ce o aluniță ne influențează viața. Exact, să știți că nu ne acordă importanță. Da, când mergi la un medic și când vrea să ți-o scoată, se uită deseori cu foarte multă prudență, trebuie să ai grijă după ce o scoți, se duce la o biopsie, orice aluniță trebuie analizată și e cu cât mai mică, parcă cu atât mai periculoasă. În general, un lucru care îl găsești pe corpul tău pare cumva de nebăgat în seamă, dar are foarte multă importanță atât la sănătatea omului, cât și în viața sa. Uite, spaniolii și arabii credeau că semnele din naștere sunt norocoase și dacă le atingi, îți vor împlini o dorință. Da, sunt foarte multe... Sunt foarte multe superstiții. Da, am analizat și foarte multe superstiții. De exemplu, și Gorbaciov avea o pată, da? De curând, un om al televiziunii, nu o să-i dau acum numele, a decedat, din păcate, care avea o pată pe frunte, foarte mare, așa. Petele, așa în general, din naștere... Toate acestea care apar, ele se numesc așa, că omul este însemnat de ele, este un om însemnat. Și dacă le atingi, astea sunt cu punerea dorințelor în aplicare, nu știu ce să spun pentru că n-am făcut un test, că mie îmi place să testez o informație, dar știu un singur lucru, că oamenii care au semne din naștere, pete din naștere, maronii sau roșiatice pe cap, pe corp și așa, ei sunt oameni însemnați.
Adică, în ce sens? Nu ca e un cuvânt așa de comun, au o misiune în viața aceasta. Au un rol specific în viața celorlalți oameni cu care acel om interacționează. Da? Și atunci, acel om are un fel de responsabilitate în plus în modul în care el acționează în viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte, poate să fie oameni malefici în care influențează negativ viețile celorlalți oameni sau oameni înscriși, cumva cu mir în frunte, au un semn în frunte, da? Sau pe corp. Și există semne, cum se numesc așa, divine, însemnați divin și sunt oameni însemnați malefic. Ei nu reprezintă un pericol pentru ei înșiși, că în general în viața ta când apare un astfel de om însemnat, știi clar cumva că l-ai atras lângă tine. El își joacă un fel de rol de a elimina cumva din calea ta, poate chiar un beneficiu care nu ți l-ai dobândit în mod corect. Dar dacă le atingi sau așa, aici nu pot să mă exprim dacă aduce vreun noroc sau vreun ghinion. Ghinion. În popor se mai spune că e semnul mamei dacă ai o aluniță sau, eu știu, pe corp. Deseori, într-un momentul când femeia este însărcinată, da? Se spune foarte clar și se știe foarte clar, nu doar că se spune, că acea femeie care e însărcinată trebuie să aibă foarte mare grijă de sarcina ei, de emoțiile ei și ce impact emoțional are asupra ei. Și știm cu toții când, uneori, femeile când vor să fure ceva, da? De exemplu, o monedă. A găsit o monedă undeva, a luat-o repede și emoțional a fost așa de tare stresată, afectată și zicem că l-a așezat sub picior acea monedă și era însărcinată. Copilul când se naște are riscul să apară acea monedă ca și semn din naștere pe ea. Dacă a furat struguri, că am întâlnit cazul, exact, da. Și le-a ascuns undeva, a apărut acel semn pe acel copil în formă de ciorchine, de struguri. Da? Asta e deja cumva rolul mamei, că din punct de vedere emoțional așa de tare a afectat-o acel moment încât s-a imprimat. Știm cu toții în momentul hipnozei, dacă îl pui pe un om să-și imagineze că este ars în palmă, că se arde în palmă în timp ce visează sau când este hipnotizat, când se trezește, el are semn în palmă ca și cum a fost ars. Adică din punct de vedere psihic și mai ales partea emoțională a psihicului, poate să afecteze corpul, să te trezești singur cu alunițe, cu pete, cu tot felul de semne pe tine, dacă trăiești acel vis, de exemplu, sau în momentul, în starea de hipnoză, când te trezești, poți să te trezești și cu o tăietură pe față. Atât de puternic poate omul să-și influențeze propriul său corp. Iată. De asemenea, alunițele pot veni cu mesaje din viețile anterioare? Da, există și latura aceea, care iarăși nu prea ai cum să o demonstrezi, din păcate. E foarte greu. Poate într-o bună zi, peste vreo 50-60 de ani, când o să trecem și poate copiii noștri sau alții care se vor ocupa de această latură vor putea demonstra poate prin anumite mecanisme. Dar știu un singur lucru, că odată trebuie să te uiți în viața ta până să ajungi în cealaltă viață, ce ai făcut tu de ți-a apărut un semn. Să-ți urmărești istoricul părinților tăi, ce au făcut ei, mai ales mama când a fost însărcinată, de a-i rămas cu acel semn. Și atunci, până să ajungi tu ca mesaj în altă viață, de ce ai te ales tu cu acel semn, este foarte mare și lung drumul ca să afli și să descoperi. Dar tu trebuie să te concentrezi pe prezent. De ce am acest semn pe corp? Și mai ales în acea zonă a corpului. Pentru că mi-arată cumva odată că eu va trebui să fac ceva poate cu acea mână sau cu minte mea, dacă e pe cap sau pe scalp sau pe gât, poate ceea ce eu exprim va trebui să am grijă de ce spun altora, pentru că cu acest semn eu m-am născut. Ca să nu mă mai duc în mod strămoș, eu trebuie să mă gândesc ce am de făcut cu acest semn, pentru că e un semn, nu? Și atunci pe om îl ajută foarte mult să se ghideze. Fie că vrea să-și facă, repet, o operație estetică, să scoată, asta nu îl împiedică pe acel om să nu continue să fie așa. Doar că în propria sa viață va fi diferită. S-a mutat de pe, să zicem, o cale a sa pe o altă cale, dar asta nu îl împiedică să nu îndeplinească ceea, pentru ceea ce el s-a născut. A fost însemnat. Există semne pe față. Și hai să dăm, de exemplu, cicatricile pe față, acolo unde sunt cicatrici. De exemplu, s-a tăiat, a căzut și s-a tăiat pe obraz sau pe bărbie sau undeva. Un accident. Da, acolo este simplu. Cumva... Poate fi o semnificație și acolo, din moment ce vorbim despre un accident, pur și simplu... Da, a pățit omul un accident, da? Și s-a tăiat, să zicem, pe nas, pe obraz și s-a fost cusut, i-a rămas cicatrice, da? În acel moment, omul acolo i-a fost cumva tăiat, să zicem, din vanitate. Viața, i-a tăiat din vanitate, i-a pus cumva oprire. Dacă alunița amplifică, cicatricea taie din descrierea acelei trăsături. Pe nas are o cicatrice, îi taie din orgoliu și din ego.
Dacă are cicatrice pe frunte, modul unde e poziționată pe frunte îi taie din modul său de a influența din punct de vedere mental masele mari de oameni, cu psihicul său. Și atunci acea cicatrice arată unde este omul cumva oprit. Dar putea să se taie sau să lovească în orice altă parte a feței, dar acolo este. Și pe partea de fizionomie există această interpretare că arată fizionomistului unde acel om cumva a depășit gabaritul, ca să zic așa, al manifestării. Poate că era cu prea multă voință și are o cicatrice pe bărbie. Bărbia înseamnă voință, felul cum își impune voința în fața celor alți oameni și cum copiii se sfidează cu bărbia înainte. Dar tu ce vrei, mă? Dar tu ce vrei? Ce înseamnă că îți impui voința asupra celuilalt? Și o cicatrice pe bărbie arată că trebuie acel om să aibă grijă cum își manifestă și cum își impune voința asupra celorlalți și este deja oprit că are odată cicatricea, nu mai are atât de mare putere să o facă. Adică nici accidentul respectiv. Incidentul respectiv poate că nu este întâmplător atunci. Da, din, da, dacă ar fi un om care să poată să arate exact că nimic nu e întâmplător în viața aceasta, ar fi fascinant pentru noi toți oamenii. Dar dacă suntem foarte buni introspecți, ne dăm seama că chiar nu e întâmplător că acolo te-ai lovit sau acolo ai cicatrice, dacă și cunoști simbolistica. Repet, simbolistica te ajută să faci corect interpretarea. Mai ales când vine vorba de cicatrici, că îți dai seama unde ai depășit cumva pragul limitele necesar sau limita în sine. Dar legat de alunițe, mai ales care se află cele pe partea frontală a feței, de exemplu frunte, nas, bărbie sau gură, în partea aceasta sunt mult mai mult nefavorabile decât cele care se află pe partea exterioară a feței, gen obraj, în partea aceasta nu e așa de mare impactul asupra vieții acelui om. Toate care se află în zona aceasta, ochi, nas, gură aici sau pe frunte, pe zona mediană a feței, acolo impactul asupra destinului acelui om este mult mai amplificat. Le recomand din tot sufletul și le scoate dacă pot. Ce se întâmplă cu semnele de pe restul corpului nostru? Mă refer la alunițe, la cicatrici, în afara feței. Da, dacă se află pe corp, de exemplu, hai să luăm așa ca exemplu, în zona rinichilor, dacă acolo apare sau acolo s-a născut și este un conglomerat de alunițe. În acea zonă e posibil, în marea majoritate a cazurilor în care am întâlnit, să aibă o sensibilitate în zona rinichilor. Adică chiar dacă își face analize sau are, eu știu, ocazia să meargă să vadă cum stă, de exemplu, cu rinichii, din punct de vedere medical, poate că nu se descoperă nimic acolo la un ecograf sau la analize, dar în momentul când omul bea mai mult apă sau se întinde pe orizontală, observă că rinichii săi sunt foarte sensibili. Are o sensibilitate la, de exemplu, pe stomac se află foarte multe alunițe. Probabil că iarăși are probleme legate de digestie, digestia informațiilor, digestia ideilor, digestia principiilor celorlalți oameni și atunci legate de digestie. Adică arată omul unde va trebui să aibă mai mare grijă. Nu există încă o boală, nu există încă o problemă, dar acolo cumva există un blocaj. Alunița arată un blocaj și alunița amplifică. E ca și cum ai așeza, cum am dat deseori un exemplu, un scaun în mijlocul drumului și de câte ori vrei să treci pe acel prin acea cameră, te tot împiedici de acel scaun. Alunița, facem așa o corelație, un scaun așezat pe chipul tău și de câte ori vrei să treci cu mâna sau fluiditatea de pe chip, se numește feng shui-ul de pe față, e un blocaj acolo. Și în jurul unei mese, știi cum, lângă o masă rotundă sau lângă un scaun, toată lumea se tot învârte și se împiedică și se frustrează acolo. E, și acele energii care se strâng pe chipul în acea zonă amplifică odată descrierea trăsăturii și odată simbolistica acelei alunițe. De aceea, odată ce ea este extirpată sau scoasă, există o fluiditate pe față. Cel care se raportează la tine, tu cel care ți le-ai scos de pe chip, vede altceva pe fața ta. Nu se mai oprește ochiul acelui om pe alunițele tale de pe față. Tu simți că omul acela se uită la tine exact acolo. Și te influențează, bineînțeles. Și te influențează că știi că le ai, da? La fel, după ce nu le mai ai, simți cumva că omul se uită parcă direct la tine, nu se mai uită la ele. Există această chestie la nivel subconștient în care e un impact foarte important în viața unui om. Știți cum e? Ca și cum ai putea să faci așa un test. Stai așa o perioadă cu ele, după aia ți le scoți, vezi care e percepția ta asupra vieții și a celorlalți asupra ta și pe urmă ți le faci, dacă vrei, cu carioca din nou, ca să vezi cum ți se schimbă viața, știi, când ai anumite semne pe față. Dar sunt foarte mulți oameni care mă întreabă dacă e bine, dacă înseamnă ceva bun, dacă înseamnă ceva rău. La fel este și cu ridurile. Ridurile sunt tot semne considerate pe chip. Și când îmbătrânim, totuși, apar ridurile pe față. Inevitabil. Da, inevitabil, corect. Dar ar trebui la tot să apară la fel. La fel, în aceleași apare. Locuri. Da, și nu apare la fel. Singurul lucru ce pot să recomand este să nu fie niciodată șterse ridurile de expresie, și anume cele de aici. Dacă vreodată vor să facă ceva, acestea să fie lăsate și cele de lângă ochi, de care ce? Sunt de expresie. Pentru că
ca și descriere, repet, acestea reprezintă ridurile scopului. Un om cu ridurile acestea de aici are un scop propus în viață. Odată este foarte persuasiv, de la Bill Gates, de la mari oameni de afaceri, cu cât acestea acolade, cum le numesc eu, sunt mai adâncite și mai pronunțate, oamenii aceia pot influența prin persoasiune mase mari de oameni. Sunt foarte convingători. Dacă tu ți le ștergi, pare acel om cumva fără expresivitate specifică în care tu poți să te încrezi în ceea ce spune. Cam asta este efectul, dacă vrei, pe scurt. Și în momentul când tu ai acestea măcar lăsate pe chip și cele din jurul ochilor, tu ai un impact asupra celorlalți când apar cu ele pe față, că reprezinți încredere în ochiul omului care te privește și o maturitate și o înțelepciune. Eu una aș sta de vorbă cu oamenii, dacă e să stai de vorbă așa la modul cel mai serios și cu niște subiecte fascinante, cu oamenii care au acestea acolade foarte bine dezvoltate, ridurile, șanțurile și mai ales dacă au un rid așa, ca un fel de coarne pe față, se numește, sau pe în frunte, e un rid așa oblic. De exemplu, așa are Anthony Hopkins, pentru telespectatori să caute acasă, are niște riduri așa oblice, sau Mel Gibson, arată ca niște coarne. Oamenii aceia au o minte, sunt, cum să spun eu, cu o conștiință extinsă. Sunt oameni care pot să discuți cu ei subiecte fascinante și au idei inovatoare, da? Doar că nu prea are cine să-i asculte că par nebuni în ochii altora. Și când întâlnești un om înscris pe față cu astfel de semne, da? Cu un rid așa, cu acoladele în jurul gurii și niște riduri aici, în jurul ochilor de expresie, e chiar că te-ai întâlnit cu un, hai să nu numim așa, dar azi e la mod, cu un maestru. În ce? În ceea ce el face. Fie că e actor, fie că e regizor, fie că e un om de afaceri, e un om foarte versat. Un om care știe foarte multe lucruri și merită să stai cu el de vorbă. Și sunt riduri nefavorabile, și anume de pe frunte, dacă sunt întrerupte. Ce omul este însemnat, sunt nu sunt perfect trasate. Adică există o ridă aici, după aici, după aici, există un conflict în mintea acelui om. Nu te poți baza pe judecata asta, sare repede de la una la alta, nu poate să aibă o cursivitate în gândire. Se știe clar că ca și însemnat, om însemnat pe chip, omul ar trebui să aibă 3 riduri paralele pe frunte, orizontale, minim 3. Așa era reprezentat și Buddha, statueta lui Buddha, așa e reprezentat, cu 3 riduri paralele pe frunte. Aici arată iarăși înțelepciunea unui om, o judecată adecvată și, să zicem așa, în conformitate cu valorile vieții. Și atunci când întâlnești o frunte însemnată cu riduri, că e însemnat omul acela, haotice, a avut o viață haotică cel puțin până la vârsta de 28 de ani, că așa este harta chipului înscrisă, o viață haotică, cu o gândire dezorganizată și cu o viață mai dezorganizată. Aceste riduri ar trebui să fie operate, să le operăm? Aceste riduri nu. Nefavorabile? Nu, nu, nu. Ideea e că ele se înlocuiesc cu altele favorabile, adică dobândești altele pe chip care contrabalansează, ca să numesc așa. Adică dacă ai nefavorabile pe frunte, măcar de aici în jos, amplifică foarte mult acele riduri favorabile pe celelalte. Omul nu trebuie să șteargă din mintea sa și de pe chipul său ceea ce a greșit, pentru că e bine să știi și să-ți amintești ceea ce ai greșit ca să nu repeți greșeala. La fel și cu alunițele. Poate că nu e bine să le scoți ca să-ți amintești ceea ce ai greșit, dar cel puțin în cazul aluniților, oamenii nu-și mai ies. E ca și cum ar fi bătuți în cuie, cum spun eu, și sunt blocați așa într-o viață în care ei înșiși nu mai au puterea să o depășească, dar în cazul ridurilor, ele se pot înlocui cu altele, neafiind necesar să ți le ajustezi de pe față. Dar dacă ar fi vorba și să-și ajusteze ceva, eventual doar acelea întrerupte, dar, repet, ele se pot înlocui cu evenimente plăcute. Există totuși oameni care nu au alunițe, nu au semne din naștere. Ai cunoscut persoane pe față? Sunt oameni care nu au alunițe pe față deloc. Nu doar pe față, poate nu au deloc, nici pe corp. Există? Nu, eu când analizez un om, din păcate poate, pentru mine nu am acces decât la gât și chipul său, dar poate ar trebui să fac vreodată consultații și când am să le fac într-un sens acesta foarte minuțios, da? Ar trebui ca omul să rămână complet dezbrăcat ca să-i analizez tot corpul, să-i fac o analiză extraordinar de completă. Știu că există, dacă nu mă înșel la ruși, un aparat special în care te bagă ca un fel de remene într-un tub așa și acel aparat este deja programat cu toate simbolistica chipului, corpul, alunițele, ce semnifică tot. Și în momentul când e băgat un om acolo, îi scanează tot corpul și scoate așa o fișă întreagă și de pe corp și de pe chip, cam care a fost traseul vieții sale și ce ar putea să îi se întâmple dacă nu va schimba el. Tu ești marcat pe față, da, și pe corp, dar dacă tu după ce la cunoștință nu faci ceva, ele oricum cumva vin peste tine. Depinde de tine dacă știi să înoți împreună cu râul respectiv sau ești în contra râului. Tot de același bolovan te lovești când înoți contra râului și tot acolo ai rămas în același loc. Cumva.
Și atât cum niște alunițe ne pot influența destinul. Da, îi rog telespectatorii, înainte să aibă așa, vai, dar cum se poate așa ceva, căutați pe internet oameni cu alunițe și oameni, după ce și-au scos alunițele, să le vedeți viețile. Doi, căutați oameni care au fost asasinați, care au pățit ceva, care au murit de moarte bruscă și căutați să vedeți unde erau poziționate acele alunițe pe față. Și dacă căutați și harta vieții pe chip, că se găsește și pe Google, dacă scrie acolo, harta vieții pe chip, găsiți și ani și o să vedeți corespondența anilor, cu așa. E ușor să verifici ceea ce eu spun acum, rămâne doar un pic de mai, un pic de mult încă să depui ca să găsești ceea ce eu zic că e la televizor. Îți mulțumesc foarte mult, Soada, pentru toate aceste informații. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Să aveți o seară minunată. La revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.